14. Vă rog să păstrăm un moment de reculegere pentru eroii neamului. Vă mulțumesc frumos. În continuare, te punem coroanele de flori.
Să vedem pe mine,
cucernici părinți, veterani de război, domnule deputat, domnule general, domnule subprefect, stimați oaspeți, stimați cetățeni, stimați invitați. Ziua eroilor pe care o sărbătorim astăzi este o sărbătoare națională dedicată eroilor cunoscuți și necunoscuți, căzuți în lupte de-a lungul veacurilor pentru credință, libertate, dreptate, pentru apărarea și întregirea neamului românesc. Cinstirea celor care și-au dat viața pentru sfintele idealuri se săvârșește din anul 1920, în ziua înălțării Domnului Iisus Hristos. Este ziua în care ne înclinăm frunțile și ne rugăm pentru sufletele celor ce au pierit pe câmpurile de luptă. Dacă astăzi avem o țară întreagă în care trăim liber și în pace, aceasta o datorăm sacrificiului eroilor români, cărora le aducem recunoștința noastră pentru că ne-au asigurat existența ca neam, ca țară, ca individ. Actele lor de eroism sunt consemnate nu numai în cronicile noastre, dar sunt înserate și în istoria universală pentru trăirea de caracter a ostașilor români, pentru determinarea, hotărârea, unitatea și dragostea cu care au slujit țara. Acești eroi, în momentele grele și hotărătoare ale națiunii noastre, și-au sacrificat viața pentru ca generațiile viitoare să trăiască într-o țară independentă. Fără ei, România nu ar fi fost ce este în prezent, o țară liberă și demnă în ansamblul european și mondial. Să nu le uităm jertfa, să le cinstim memoria și mai ales să avem grijă să nu uităm ce i-a îmbărbătat pe ei în luptă, respectiv dragostea de libertate, dreptate și credință. Astăzi suntem datori și onorați în același timp să-i omagiem pe cei care cu jertfa vieții, fiind cei mai curajoși apărători ai neamului românesc, au păstrat valorile patriotismului național și independent al țării. Eroii noștri ne determină ca în fiecare zi să ne amintim de valorile și tradițiile acestui popor, să ne manifestăm cu hotărâre credința, credință și patriotism. În această sfântă zi trebuie să ne măsurăm în conștiința noastră, credința, patriotismul și dragostea de țară și neam în raport cu măreția dată de reperele morale și spirituale ale neamului românesc. Hristos s-a înălțat! Domnul general, din partea veteranilor de război al județului Bacău, îl invit pe domnul general Florea să țină un cuvânt. Domnule deputat Mircea Fechet, reprezentant al Parlamentului României, domnule subprefect Jitarul Narcis, reprezentant al Guvernului în teritoriu, domnule primar, preacucernici părinți, dragi cetățeni orașului Comănești. Suntem într-un cimitir internațional care are peste 3.000 de eroi necunoscuți de diferite naționalități, români, ruși, unguri, polonezi și austrieci. Este meritul autorităților locale că s-a înființat un asemenea cimitir. El s-a înființat în anul 1933, după ce s-au așezat structurile organizatorice din România Mare. Este meritul autorităților actuale că îl întrețin și sărbătorim în fiecare an de Ziua Eroilor aici acest eveniment. Vreau să vă vorbesc despre două semnificații ale acestei zile. O semnificație, așa cum știți, se referă la faptul că este învierea și înălțarea la cerurile Domnului nostru Iisus Hristos și o a doua semnificație că este Ziua Eroilor Neamului. Prin înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos, omenirea a obținut cea mai mare victorie, pentru că Dumnezeu așa a vrut.
și l-a trimis pe Iisus Hristos, care, așa cum știți, s-a sacrificat, a murit răstignit pe cruce și după 3 zile a înviat. Cu această ocazie, cea mai mare victorie a omenirii s-a demonstrat a fi faptul că moartea poate fi învinsă și viața este veșnică. Moartea putând fi învinsă, toată lumea a început să gândească altfel, dar în subsidiar și, dacă vreți, în paralel cu această semnificație, cărțile bisericești și chiar Biblia ne spun că semnificația acestei zile este și lupta dintre lumină și întuneric. În Evanghelia după Ioan se spune: mai întâi a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Și în alt loc se spune că întunericul nu a cuprins-o, referindu-se la lumină. Și în lumina întotdeauna a biruit întunericul. Încercați să aprindeți o lumânare pe timp de noapte. Oricât de slabă este lumânarea, că nu este o sursă foarte puternică, ea luminează și luminează și în jurul ei și nu poate învinge întunericul. Dar ca să ne exprimăm metaforic, și pe plan social așa trebuie să se întâmple lucrurile. Să învingă lumina, să învingă moralitatea, să învingă ideile pozitive, să învingă răul, cu alte cuvinte, care este reprezentat de întuneric. Și o a doua semnificație este aceea a faptului că noi sărbătorim eroii neamului. Ceea ce facem noi aici este faptul că încercăm să creăm o stare de spirit. Socrate, filozoful antic, spunea așa: vai de neamul care își uită eroii. Noi ne-am adunat aici toate autoritățile și dumneavoastră, cu drag ați venit, ca să arătăm că nu ne uităm eroii. Datorită lor a existat România Mare, datorită lor au fost multe sacrificii care au dus ca acest popor să ajungă unde a ajuns, datorită eroilor cărora trebuie să le aducem un omagiu în fiecare an, noi trebuie să fim recunoscători, să le luăm exemplu și să urmăm și noi o conduită care să fie progresistă, să ducă spre progres, să ducă spre bine. Eu, ca președinte al Asociației Veteranilor de Război pe județul Bacău, să vă dau 2 exemple legate de eroi, dar care sunt legate în mod deosebit de veteranii de război. Veteranii de război, știți că au luptat și în est și în vest. În est am fost încercuiți de ruși la Cotul Donului și de acolo și armatele nemțești și armatele românești în degringoladă au fugit și au scăpat care au putut. Au fost veterani care, scăpând de încercuire, au venit pe jos de la Cotul Domnului până în țară. Am stat de vorbă cu unii dintre ei și îmi spuneau că își umpleau buzunarele cu grâu și mâncau ca să nu moară de foame și cereau apă de la local, nici unii le dădeau, alții nu. Iar în ce privește luptele din vest, am să vă relatez un singur exemplu care pe mine m-a impresionat. Statul român, așa șubret cum era, le-a trimis celor de acolo garnituri de tren ca să-i aducă acasă. S-au urcat românii în tren și au venit rușii cu pușca și i-au dat jos. Și-au spus că ei să meargă pe jos să-și ducă caii de căpăstru, dar să ia și caii rușilor să-i ducă de căpăstru. Și ei se opreau din gară în gară, mai făceau cât în chef și așa au mers pe jos până în România. La Tulcea, deoarece avusese loc, așa cum știți, în iunie, acel dictat al sovieticilor și ni se luase Basarabia, când se treacă dincolo, rușii au coborât din tren și au luat și caii lor și caii noștri. Caii noștri care fusese conduși pe tot frontul de stăpânii lor, întorceau capul spre stăpâni când îi lăsau de căpăstru și le curgeau lacrimile. În finalul acestei relatări se zice că până și caii plângeau după veteranii de război. Iată deci că nu întâmplător ne adunăm ca să comemorăm pe veteranii de război și pe eroii neamului. Că avem 2 feluri de eroi. Erau care au murit pe câmpul de luptă și n-au mai venit, și eroi care au făcut fapte eroice și care au venit acasă și îi numim veterani de război. Județul Bacău mai are, din păcate, 35 de veterani, majoritatea peste 96 de ani. Avem 450 de văduve de veterani de război în asociația noastră. Astea zise, eu am
încheiat ceea ce doream să spun ca semnificație despre această zi, dar fără a aminti un citat sau două citate tot despre eroi. Winston Churchill, în al doilea război mondial, știți că era primul ministru al Marii Britanii, a zis așa, și e valabil și în ziua de astăzi: omul când este la greu își amintește de Dumnezeu și de soldat. După ce greul a trecut, din păcate pe Dumnezeu îl uită și pe soldat îl hulește. Iar Barbu Ștefănescu de la Vrancea, pentru că suntem într-un cimitir, referindu-se la pământul țării noastre, spune așa: România nu este pământul pe care călcăm din întâmplare. El este pământul plămădit cu oasele și plămădit cu sângele și întărit cu oasele străbunilor noștri. Așa să ne ajute Dumnezeu și vă zic în final creștinescul și tradiționalul salut: Hristos s-a înălțat! Mulțumim, domnule general, în continuare din partea cortului eroilor. Mulțumesc, domnule primar, preacucernici și preacuvioși părinți, domnule primar, stimate autorități publice locale, doamnelor, domnilor și domnișoarelor, într-un cuvânt, dragii mei, doresc ca din partea Asociației Naționale Cultului Eroilor Regina Maria, sub filiala locală Comănești, să vă spun tuturora: Hristos s-a înălțat! Iată așadar că în ziua înălțării Domnului nostru, Iisus Hristos, are loc comemorarea eroilor, cum de altfel ne spunea și decretul din mai 1920. Nu-i uitați pe cei căzuți în războaie. Comemorarea eroilor neamului are loc în ziua înălțării Domnului nostru Iisus Hristos, în luna mai, când floarea este mai bogată. Iată așadar că nouă poporului român ni s-a rânduit să ne ridicăm și să ne înălțăm prin jertfe și sacrificii, cunoscând de-a lungul timpului numeroase răstigniri, dar și minunate învieri. Și precum spunea Gheorghe Brătianu, poporul român reprezintă un miracol și o minune, că deși a locuit de veleaturi într-o mare slavă, a reușit să-și păstreze credința, tradiția și graiul. Totodată doresc să adresez salutul președintelui Asociației Veteranilor de Război din Asău, colonel Pădureanu Simion, ajuns la venerabila vârstă de 97 de ani, care ne transmite mulți ani și salutări fierbinți și călduroase din partea dânsului. Și mai am un cuvânt din partea domnului profesor Petre Colăcel. Asociația Veteranilor de Război din Asău se simte onorată pentru invitația de a participa alături de comăneșteni la festivitățile preluite de Ziua Înălțării Domnului, dedicate comemorării eroilor ce și-au dat viața pentru libertate și întregirea neamului românesc. Comuna Asău se mândrește și ea cu un monument aflat în centrul localității, ridicat încă din 1937 în comemorarea eroilor neamului. Aceste monumente comemorează jertfele eroice pe care le-au dat armatele noastre pentru făurirea României Mari și amintesc luptele pe care le-am dus cu multe sacrificii, având ca rezultat suprem crearea unui stat liber și independent. Acest spațiu de istorie și spiritualitate românească vorbește despre armata română, despre eroismul său de la Mărășești Oituz pentru Aldeal. Nimic nu era un sacrificiu prea mare. Pe aici nu se trece și nu s-a trecut. Au plătit cu viața majoritatea, dar nu s-a trecut. Să fim mândri de înaintașii noștri care, prin curajul și vitejia lor, au respectat cu prețul vieții un ordin venit din suflet românesc. Pe aici nu se trece. Profesor Petre Colăcel, 24-25-5-2023. În încheiere doresc să mulțumesc tuturor celor prezenți. Doresc să-i mulțumesc doamnei Daniela Manolache pentru munca depusă în cadrul subfilialei Cultului Eroilor Comănești și doresc să vă mulțumesc tuturor pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a acestui eveniment. Hristos s-a înălțat! Vă mulțumesc! În continuare, domnul deputat și președinte al organizației PNL Bacău, Mircea Fechet. Domnule primar, domnule general, distinse autorități, preacucernici, părinți, în primul rând i-aș mulțumi domnului primar Miron Viorel pentru că m-a invitat astăzi aici, pentru că dacă de obicei
mă cheamă să mai arate un nou proiect finanțat din fonduri europene. Astăzi m-a chemat pentru un lucru poate mai important de atât, respectiv în Sfânta Zi a Înălțării, să comemorăm împreună aici la Comănești pe toți eroii neamului, pe toți ostașii căzuți în războaiele pe care le-am purtat, pe toți cei cărora le datorăm faptul de a fi astăzi români, de a trăi într-o țară liberă, de a trăi în democrație și mai presus de toate, de a vorbi limba strămoșilor noștri. Dacă domnul general ne-a vorbit atât de frumos și ne-a povestit nu doar întâmplări petrecute de către soldații români în timpul războaielor, dar ne-a dat și citate ale unor mari conducători ale acelor vremuri, aș încheia, dacă îmi permiteți, tot cu un citat de-al marelui Winston Churchill, care a spus în 1940 că niciodată atât de mulți n-au datorat atâta celor puțini. Iar cei puțini la care se referea sunt eroii și ostașii care luptă pentru cauza cea dreaptă, iar cei mulți suntem noi, dragi români, dragi comăneșteni, care astăzi ne bucurăm de libertatea pe care o avem și care suntem datori, suntem obligați ca în fiecare an să cinstim memoria eroilor noștri. Hristos a înălțat! Mulțumim, domnule deputat. În continuare, domnul subprefect Narcis Citaru. E greu să mă obișnuiesc ca domnul primar să-mi dea mie cuvântul, când de obicei organizam evenimente și le ofeream dânsului. Hristos s-a înălțat! Stimate domnule primar, stimate domnule deputat Mircea Fechet, domnule secretar de stat Claudiu Năstase, domnule general, preacucernici și părinți, consilieri locali și dragi comăneșteni. Aveam un speech pe care am vrut să-l citesc, dar cred că la mine acasă ar trebui să vorbesc liber. E o obligație. Pe lângă toate cele frumoase spuse astăzi, într-o mare zi de sărbătoare, cred că ar trebui să ne dăm seama de un singur lucru și cu ceea ce voi spune eu, ar trebui să plecăm cu toții acasă. De obicei, în tradiția creștinească, de Sfânta Înviere sau de Sfânta Înălțare a Domnului nostru Iisus Hristos, obișnuim să mergem la morminte și să punem o lumânare la toți cei dragi ai noștri. Astăzi avem o dublă misiune de a pune o lumânare și la cei care s-au luptat pentru ca această țară să fie liberă, pentru ca noi să fim prezenți aici și pentru ca unitatea de care tot vorbim și vorbesc cu toții în jurul nostru să dăune în continuare. Pentru că în contextul în care ne aflăm, politic și geografic, vedem că unele țări au mult de suferit. Dar noi astăzi suntem prezenți aici, cu două picioare, cu două mâini, cu o pereche de ochi și acest lucru datorăm integrității acestui stat pentru care România, prin guvern, prin parlament, caută soluții să o mențină întreagă. Pentru acest lucru și noi trebuie să fim recunoscători și mai ales pentru istoria noastră că cei prezenți în acest cimitir internațional al eroilor și toți ceilalți prezenți pe toată valea Trotușului, a Oituzului și nu numai, și-au dat viața ca noi să le păstrăm vie memoria și să ne rugăm și pentru ei, așa cum o facem și pentru rudele noastre care sunt în mormintele din orașul Comănești și nu numai. Sperăm să plecăm cu toții cu acest gând și să ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să ne țină sănătoși și, de ce nu, de fiecare dată când avem astfel de momente organizate atât de frumos în orașul Comănești de către domnul primar și primăria orașului Comănești, colegii mei de altfel, să avem deschiderea să venim aici. Să alegem astăzi, după Sfânta Liturghie, să venim aici. Hristos s-a înălțat! Adevărat s-a înălțat. Mulțumesc frumos, domnule subprefect. Domnul general vrea să vă mai adreseze câteva cuvinte.
La finalul alocuțiunilor vă rog să-mi permiteți să mânez din partea Asociației Naționale a Veteranilor de Război, filiala județeană Bacău, o diplomă de excelență domnului primar. Dați-mi voie să vă citesc textul, e scurt. Se acordă domnului primar Viorel Miron în semn de prețuire și considerațiune pentru sprijinirea activităților dedicate luptătorilor care au plecat în viața spirituală eternă. Semnează subsemnatul. Și de asemenea să-i mai mânez o monografie a filialei județului Bacău despre toți veteranii din județul nostru. Mulțumim frumos, domnule general, pentru tot și mai trebuie să mai aduc și eu niște mulțumiri în afară de tuturor celor prezenți de astăzi la acest eveniment deosebit. Trebuie să amintim de fiecare dată, eu personal, ca și primar din anul 2004, să mulțumesc celor care ne-au sprijinit și am realizat reconstituirea practic parțială a acestui cimitir, pentru că două troițe nu mai existau deloc aici, iar troița centrală pe care o vedeți aici am reabilitat-o, reconstituit-o și aceasta s-a putut efectua, realiza datorită domnului Simion Asande, să-i fie țărâna ușoară, că a decedat, și domnului Dorel Atonoaie. Le mulțumim foarte mult și în continuare vă rog să asistăm cu toții la o slujbă de comemorare a eroilor neam. Prea cu cerniși părinți, vă rugăm. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Cela ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le chivernisești, și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditorule, fă odihnă, Doamne, și sufletelor adormiților, robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului, Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Tine, zici, liman, Te avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe carele L-ai născut născătoare, Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuire. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluie, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor fericiților într-o adormire, eroi ostași și luptător român din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Domnul Dumnezeu să-și
așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Dă, Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire, eroi, ostași, luptători români, toate timpurile, toate locurile, care s-au jertfit pe câmpuri de luptă, în lagări și închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Odihnește-le în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul. Ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, eroi ai neamului românesc căzuți pe toate câmpurile de luptă, din toate timpurile și din toate locurile. Hristoase Dumnezeule și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru fericită adormire veșnică odihnă de Doamne sufletelor adormiților robilor Tăi, eroi, ostași, români căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea noastră și lefă lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și le fă, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Neam și din veac în veac, și le fă, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Dumnezeu să ierte, să odihnească iar pe noi, să ne miluiască, să ne mântuiască, ca un bun și de oameni iubitor. Dacă numele... aveți un cuvânt, Părinte, pentru... Avem. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Domnule primar, domnule deputat, domnule general, domnule subprefect, iubiți invitați, preacucernici și preacuvioși părinți, preacucernice Părinte Ciprian, iubiți credincioși, Hristos s-a înălțat cu multă bucurie sfântă, dar în același timp și cu foarte mari emoții, suntem astăzi prezenți în acest sanctuar, în acest, aș îndrăzni să spun, altar al cimitirului eroilor internațional și interconfesional din Comănești. Și spun acest lucru pentru că însuși cuvântul monument vine din limba greacă, mnimion, care înseamnă a-ți aminti, a pomeni pe cineva, și pentru că spuneam că este interconfesional, pentru că în acest cimitir sunt înmormântați credincioși care au fost, în oarecare măsură, și beligeranți unii cu ceilalți, dar uitându-mă la draperele aflate pe aceste catarge, îmi dau seama că
cu adevărat a fost și internațional. Aici o definesc combatanți de ambele părți, atât germani, ruși, pe lângă români, austrieci și italieni. Și una peste alta împlinim o datorie sfântă și anume de a ne ruga pentru fiecare în parte. Și vă spun sincer că aveam altceva de spus, dar vorbitorii, antevorbitorii mei mi-au ridicat cumva la plasă și atunci m-am gândit că este și un moment festiv, pentru că acum 90 de ani, în 1933, se puneau bazele acestui cimitir internațional, iar peste cât 4 zile, pe 29 mai 1938, deci după 5 ani de muncă, ar fi 85 de ani, deci se vor împlini pe 29 zilele acestea, 85 de ani de la momentul acela în care s-a dat în funcțiune, să-mi fie iertată expresia, s-a inaugurat acest cimitir, acest loc sfânt. Și de aceea spun, pentru că suntem, dacă vreți, și la o cifră comemorativă, suntem la o comemorare. Iarna aceasta, în februarie mai exact, pe 2, s-au împlinit 90 de ani, 80 de ani de la sfârșitul bătăliei de la Stalingrad. Și pentru că domnul general pomenea de cotul Donului, mi-am adus aminte și dânsul mi-a schimbat cumva cuvintele pentru acest eveniment, se împlinesc 80 de ani de la bătălia de la cotul Donului. Și îți gândeam atunci, am emoții, pentru că eu însumi sunt nepot de erou căzut, nu chiar la cotul Donului, dar în vara lui 41, undeva în apropiere de Odessa, n-am ajuns spre rușinea mea acolo. Bunica mea a murit cu aceste gânduri, spunându-mi, prin anii 88-89, spunându-mi, dacă ai să fii sănătos, să ajungi la mormântul lui Bunelto, spuneam că dacă eroii din acest cimitir, indiferent de confesiune și de neam, au un loc de odihnă, tare m-aș fi bucurat ca și eroii români, problema este cu cei care au murit dincolo, tare m-aș fi bucurat ca și eroii români care au căzut pentru eliberarea Basarabiei și în războiul acela numit Sfânt, ar avea cât de cât măcar o mică parte din acest, din frumusețea acestui loc sfânt care este cimitirul acesta al eroilor din Comănești. Deci este un an în care ne amintim de cei care au murit pentru noi și Sfântul Sinod al Bisericii în 1920, Mitropolitul Primat, viitorul Patriarh Miron Cristea, în dubla sa calitate de președinte al Societății Mormintelor Eloilor, cum se numea atunci, și de Mitropolit Primat, a hotărât, în conformitate cu Parlamentul, în acord cu Parlamentul, ca ziua de înălțare să fie ziua cinstirii tuturor eroilor căzuți pe câmpurile de luptă, pentru că, cu adevărat, ne amintim de necazurile, crucea suferinței Domnului Iisus Hristos, ne amintim de bucuria învierii sale și apoi ne amintim de slava înălțării sale la cer. Iar noi gândim că cei care și-au dat viața pentru neamul nostru românesc, noi gândim că toți cei care au luptat pentru această țară și-au găsit și-au dobândit un loc în împărăția lui Dumnezeu, într-o slavă lui Dumnezeu. Sărbătoarea înălțării este o sărbătoare a slavei dumnezeiești, cum chiar troparul, vorbesc acum liturgic, chiar troparul nostru spune, înălțatul te-ai într-o slavă, Hristoase Dumnezeule. Și dacă vreți, mai avem o sărbătoare a slavei, și anume sărbătoarea schimbării la față, și noi știm că pe frontispiciul mauzoleului din Mărășești scrie, într-o slavă eroilor neamului. Atunci, în 1917, chiar în perioada schimbării la față, 6 august, au avut loc acele crâncene bătălii pentru neamul românesc. Și pentru că aici s-a mai vorbit despre un alt personaj al istoriei noastre cu o evoluție tragică, este vorba de marele istoric Gheorghe Brăteanu, fiul lui Ionel Brăteanu, marele făuritor al Unirii de la 1918, tot ca o cifră rotundă se împlinesc anul acesta 70 de ani, s-au împlinit, cred că prin aprilie, de la moartea sa mucenicească, aș spune, în închisoarea de la Sighet. El scrie o carte celebră, Poporul Român, un miracol și o enigmă, Poporul Român, în 1963, și tot în același an, tot în temnița de acolo avea să moară un alt mare favoritor al Unirii, și anume marele om politic Iuliu Maniu. Cu alte cuvinte, suntem la 105 ani de la făurirea României Mari. Suntem la o dată oarecum rotundă și n-aș mai enumera acum pentru că timpul nu ne permite pe acei
favoritori ai României Mari, oameni politici, oameni ai Bisericii Ortodoxe, oameni ai Bisericii Greco-Catolice cu pregădere în Transilvania, care s-au jertfit și, cum spunea un bătrân, Gheorghe Pop de Băsești, unit greco-catolic, spunea că ajungând la momentul acesta, având vreo aproape 100 de ani, acum, parafrazându-l pe Sfântul Simeon, spunea, acum liberează, adică acum, Doamne, poți să mă iei, acum liberează pe robul tău, stăpâne. De aceea, noi suntem astăzi la o zi mare și sfântă, suntem la o zi în care, dacă vreți, suntem la o lecție de istorie, pe care ne-o dau din morminte eroii noștri, din toate timpurile și din toate locurile, pe care suntem datori să ne însușim, mai ales în aceste vremuri tulburi și neașezate pe care le parcurgem cu toții, suntem datori să ne le însușim. Și pentru că adeseori auzim spunându-se, de ce să vin în România? Ce mi-a dat mie România? Sau avem așa uneori expresie de felul de acesta, România nu este cea care îți dă, România este cea pentru care s-au jertfit alții. Cu alte cuvinte, noi suntem datori să-i dăm ei, noi suntem datori să luptăm pentru ea, fiecare în dreptul său, așa cum l-a lăsat preamilosivul Dumnezeu. Vă doresc sărbătoare sfântă și binecuvântată și de Dumnezeu iubită, cu gândul la eroii neamului nostru, cu o rugăciune pentru ei, cu o pomenire și cu o lacrimă. Dumnezeu să ierte, iar pe noi să ne ajute să putem să le ținem memoria binecuvântată. Hristos s-a înălțat! Să rămână, mulțumim frumos, părinte!